Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Luminile, camera, ups. După cum știți, este a 50-a aniversare a școlii East Kickle și aș vrea să profit de această ocazie pentru a dezveli placa comemorativă ce va fi montată la intrarea școlii. Chiar ai făcut un atare de data asta, Andy? Dacă ați văzut una din farsele lui Larkin, le-ați văzut pe toate. Mă treziți când, știți voi, e gata. Dar ce neregulă cu voi? A fost practic o poantă de aur. Deci ce, domnule? Detenție, curățatul poderelor? Haide, spuneți-mi ce. Nu crezi că s-a cam învechit gluma, domnule Larkin? Ce? Nici măcar o detenție? Dumnezeule! Un pui umplut! Isteț! Pe bune, Larkin! Păcat cu oul ăla de pe față! Se pare că un mare farsor își pierde îndemânarea. În niciun caz, Bonui, acel pui e numai începutul. Am mult mai multe surprize în mânecă. Mult mai multe surprize? Ce replică! Nici nu mă mir de ce domnul director m-a rugat pe mine să țin cuvântarea și nu pe tine. Poate că trebuie să ne găsim un nou și proaspăt auditoriu, partenere. Unul ce va aprecia glumele tale practice. Da, sunt mult mai bun de atât. Hai să mergem. Dar lasă-mă să-mi iau puiul. Așa că hai să vedem care sunt posibilitățile. Ce părere ai despre retragerea acasă? Am mai făcut-o. O școală elementară? Am mai făcut-o. Într-un oraș vecin? Am mai făcut-o. Poate că ar trebui să văd un film și să-mi iau gândul de la farse pentru un timp. În programul viitor, film documentar, festivalul de la Calgary. Plictisitor! Tu ai spus-o. Documentarelor le mai trebuie accidente de mașini, lucruri sălind în aer, criminali, psihopați. Farse. Ce? Farse, ce ar putea fi mai bun decât un film documentar despre viața celui mai mare farsor din lume? Adică eu. Da, și va fi un mod perfect de a-ți arăta arta unui public nou și proaspăt. Pentru toți cei ce vor să participe, să trimită toate scrisorile la această adresă. Hai să facem! Ar fi trebuit să văd semnele. Andy era de numai 9 luni când a făcut prima lui farsă și a dat drumul căruciorului pe stradă cu un casetofon cu vocea unui copil plin gând. Tăiați! Nu pot să lucrez în condițiile astea. Mamă, dacă am să fac un film despre a fi cel mai mare poznaș al clasei, vreau ca și tu să fii mândră de mine. Dar tot mă supăr când mă gândesc la asta. Tocmai am vorbit cu directorul De Rosa la telefon. A sunat să-mi spună ce s-a întâmplat astăzi la școală. Știam eu că o să reacționeze urât acel liliac bătrân. Vreau să spun, a sunat? Da, a sunat. Mama ta și cu mine am discutat asta și tu știi cât de mult îți dorești bicicleta aia. Aia cu 50 de viteze? Suntem hotărâți să ți-o luăm. Doar dacă promiți că o să încetezi cu farsele. Bine, bine, s-a făcut. Acum vreau să vă relaxați, fiți voi înșivă și, cel mai important, citiți din acest scenariu, vă rog. Hai, te rog, tot ce trebuie să faci este să spui spre cameră cum e să crești lângă un frate ca mine. Poți să uiți, am treburi mai bune de făcut. Este de amorul artei. Bine, fie. Vrei să știi cum e să crești cu un frate ca Andy? Este enervant, este jenant, este rușinos și e groaznic. Bine, bine, gata, asta e o minciună.
Primarul Henry Roth ne va povesti despre experiența cu Andy Larkin. Oh, nu! Sunt la curent cu șmecheriile tale. Acest lucru va exploda? Mă vei stropi sau nu știu ce altă farsă îmi vei face tu? Nu, este doar o folosire obișnuită a unei videocamere. Lasă-mă în pace! Măi, dar ce trebuie să facă un om pentru un documentar pe aici? Bine, hai să uităm de problemele personale și să ne concentrăm la arta în sine de a farsa. Bine, dar cum o să facem un documentar despre farse dacă nu facem farse concrete? Dar cine spune că nu facem farse? Ai promis părinților tăi. M-am gândit deja la asta. Festivalul filmului este în Calgary, iar mama și tata sunt aici. Nu vor ajunge niciodată să-mi vadă opera de artă. Deci vei face pozne. Ursul trăiește în pădure? Și cine, mă rog, va fi starul în această incitantă nouă poveste? Vei vedea foarte curând, dragul meu, Pickett. Arta farselor este ca un animal misterios. Cere ani de experiență, o minte isteață, o sensibilitate extrem de fină pentru farse. Cele mai practice glume, deși demne de un amator, nu se vor ridica la standardele unei farse în stil Andy Larkin. Haideți să luăm, spre exemplu, farsa cu crema de banană în față. Deși e savuroasă, ușor de remediat, ștergând-o cu o cârpă și n-are efecte pe termen lung. O plăcintă cu cremă pentru pierderea părului. Ei bine, asta e diferit și arată amenințarea căderii părului și posibila dispariția sprâncenelor, ridicând așa zisa plăcintă în față la un nivel cu totul nou. Amintește-ți cât de caragios arăta doamna Weebles după ce i-am făcut farsa asta? Danny, dacă vom face acest film, va trebui să te concentrezi. Acum este obligatoriu ca un mare farseur să-și cunoască victima, subiectul. Abia aștept să aflu. Acum, cine poate fi un subiect bun de întrebare? O persoană care e naivă, vulnerabilă și pe deasupra una care ia viața puțin cam prea în serios. Trebuia să ghicesc Martin Bonwick. Ai nevoie de ajutor, Martin? Nu, mulțumesc, Biff, am reușit. Ei bine, dacă ai nevoie de ceva, doar strigă. Îți datorez asta pentru că m-a ajutat la batei. Se pare că nu și-a pierdut îndemânarea până la urmă deloc. Asta nu e amuzant. Vrei să-l bumbăcesc eu pentru tine, Martin? Nu, nu-i nevoie. Dă-mi voie. Ne mai întâlnim noi, Larkin. Este obligatoriu să știi orarul subiectului. Agenda lui ar putea ajuta. Tu ești un maestru. Se pare că subiectul nostru va ține o cuvântare la ceremonia montării plăcii în după-amiaza asta. Perfect! Acum, că subiectul a fost stabilit, farsorul trebuie să se decidă asupra celei mai bune glume posibile care să se potrivească dispoziției subiectului, mă înțelegi? De aceea, un farsor are nevoie de dosare de farse la dispoziție care să-l ajute. Fiecare farsă este interesată de aspectele psihologice ale personalității victimei. Așa că dacă aș ținti un individ care e serios, naiv, vulnerabil, care se întâmplă să țină un discurs în viitorul apropiat, mă va conduce la farsa lecției de limbă. Exact la țintă! Mă întorc imediat! Dacă vrem ca documentarul să fie autentic, trebuie să prind totul. Păi, măi, eu merg la baie acum. Poate că nu chiar tot. Hai să vedem. Pop, R, E, A, R&B. Asta este, muzică pentru somn. Oh, nu voi din nou. Uitați ce e, cumpărați odată ce vă trebuie și plecați de aici imediat. Să tăiem asta de pe bandă, da? Acum îmi trebuie un Walkman. E foarte bine, proprietarul de aici mă cunoaște. Sau am putea trece la planul B, mă gândesc. Ești sigur că nu se va supăra? Nici măcar nu va observa? Hei, cineva mi-a furat Walkman-ul! Ca un bun farseur, acum am toate elementele pentru a iniția o farsă practică. O casetă învață spaniola în timp ce dormi, care folosește puterea sugestiei. Limba străină va fi adusă la suprafață doar pocnind din palme. Un Walkman,
Și în cele din urmă, nu doar atât, victima care trebuie să țină un discurs, Martin Bonwick. Este timpul acum să intrăm în faza a doua cu procesul farsatului. Întinde capcana victimei. Uite, nu am timp de antichitățile tale acum, Larkin. Am un discurs de memorat. Arăți de parcă ai avea nevoie de o dignă. Cred că ticăitul unui ceas mă va bine dispune. Oh, frate! Ce spui despre niște sunete drăguțe și relaxante? Sunetele valurilor oceanice întotdeauna în relaxează. Ups, cațeta greșită. Cred că laptele fierbinte își face tot timpul efectul. Zău? La mine merge! A trebuit perseverență și 56 de cân de lapte fierbinte. Dar faza a doua e în sfârșit gata. Acum credeți-mă, apăsăm play și suntem gata să o facem. Asta e partea care îmi place cel mai mult. Roțile sunt puse în mișcare și tot ce trebuie să facem acum este să așteptăm. Acesta e momentul când farsorii ar trebui să-și refacă puterile cu ceva dulce și rapid. Mă rog, cu câteva. Oh, dar n-are niciun rost să aștepte fără să se înveselească puțin cu un șoarece, nu? Au, wow! Cel mai ciudat vis din timpul zilei. Oricum, să ne întoarcem la discurs. Damas y caballeros! A mers! Acum este un punct cheie pentru farsor să aibă o atitudine nevinovată. Este plăcerea mea să prezint această placă. Sfinte Sisoie, cu discursul ăsta am pierdut noțiunea timpului. Baftă la discurs! Vei avea nevoie. Acum urmează discursul ceremonialului susținut de Martin Bonwick. Plictisitor! Doamnelor și domnilor, este plăcerea mea de a prezenta I placheta commemorativos. I placheta commemorativos. Martin, vorbește, te rog, în limba română. No hablo romano. Nu mai nicio îndoială. Unii farsori sunt mai satisfăcuți decât ceilalți. I placheta commemorativos. No hablo romano. Ce faci? Eu, prietene, îmi fac măsurătorile pentru costumul pe care vreau să-l închiriez când voi fi nominalizat pentru cel mai bun documentar la festivalul filmului de la Calgary. Ce crezi? O cravată tradițională sau un papion, mă gândesc? Mai degrabă papionul. Așa e, în acest fel pot să-i atașez pompa de apă și să fac ceva glume înainte de deschiderea ceremonialului. Bun, caseta a fost trimisă oficial la festivalul filmului. Acum tot ceea ce trebuie să facem este să așteptăm. Încă sunt îngrijorat că părinții tăi vor vedea caseta. N-o fi. Ultimul film pe care l-a văzut tata a fost Eschimoșii Nordului. Hei, Larky, ce ai pus în cutia poștală? Felicitările de Crăciun. O, da, în iulie? Vroiam să le dau din timp. Termină cu drăgălășeniile, Larkin. Am observat cum te plimbai pe aici cu camera video. Cred că tu i-ai ruinat discursul lui Martin și dovada este pe caseta pe care tocmai ai trimis-o prin poștă. Mă, dar nu-i rău pentru o gorilă? No, 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 no. Și pe lângă asta nu-i nicio modalitate de a demonstra. Oh, da? Dar dacă pun mâna pe ceea ce ai expediat tu? Ar trebui să-ți reamintesc că ceea ce odată ai expediat nu mai poți să atingi. Spune asta însoțitorului tău. Hei, așteaptă! Nu putem să-l lăsăm pe Biff să vadă caseta. Maș, am nevoie de ajutorul tău. Acum chiar că ai încurcat-o, Larkin. Dacă te mai bate încă o dată punând mâna pe asta, ai încurcat-o. Acum pleacă de aici. Și tu la fel. Răule, ai face mai bine să ai noroc și data viitoare.
Dacă văd vreodată caseta aceea video și conține ceea ce cred eu, ești terminat, Larkin! Andy, ai o scrisoare de la Festivalul Filmului de la Calgary? Ah, trebuie să fie biletele pe care le-am comandat. E bine să particip la evenimente culturale? Haide, citește-o mai repede. A fost acceptată! Am reușit, avem un nou auditoriu. Nu o să mai cer și un zâmbet de la studenții din East Gekko. Ce altceva mai spune scrisoarea? Mai spune că acele părți din film vor apărea în reclamele televiziunii naționale ce promovează festivalul în săptămânile ce urmează. Asta înseamnă că părinții tăi îl vor vedea și nu-ți vor mai cumpăra bicicletă. Și asta nu e tot? Bifo va vedea de asemenea. Sunt pierdut! Auci! Sunt total pierdut. Nu, trebuie să înțelegeți. Eu sunt creatorul filmului Andy Larkin, cel mai mare farsor din lume, și nu trebuie televizat. Vorbești serios? Chiar vorbesc cu creatorul filmului Andy Larkin, cel mai mare farsor din lume? Amice, dar ești tare! Asta e cel mai bun film făcut până acum și te asigur că voi lua toate măsurile necesare pentru a fi văzut, spre exemplu, de spectatori. Mi-a închis. Un singur lucru mai e de făcut. Să te muți de aici. Nu, trebuie să luăm caseta aceea înapoi. Este un lucru dificil, dar pot trăi fără faimă și bicicletă. Dar dacă bife de filmul în reclamă, s-ar putea să nu mai supraviețuiesc deloc. Maș, poți să mergi un pic mai repede, te rog? Relaxează-te, știu o scurtătură. Vom ajunge imediat. Poți spera că o să închideți vreodată geamurile? Da, miștere, trebuie să vezi filmul ăsta. E cumva piperat, știi tu? Arată ca o farsă făcută acestui un fel de tucilar. E grozav. M-a inspirat și pe mine să fiu chiar eu un farsor. Pe mai târziu, miștere, trebuie să închid. Am ceva vizitator. Bună, prieteni, cu ce vă pot ajuta? Eu sunt noul băiat de la curățenie și ăsta e ajutorul meu. Perfect! Voi curățați și treburi dintre astea? Sigur. Incredibil! Meștere, chiar trebuie să fie așa dur? Doar mă asigur că totul este curat. Până la urmă, praful poate distruge o casetă perfectă, nu? Să luăm caseta asta, spre exemplu. Da, chiar arată mizerabil. Asta se întâmplă să fie cel mai marfă film pe care l-am văzut vreodată. Chiar așa? Da, conține cea mai grozavă farsă. Hei, meștere, te super dacă încerc ceva pe tine? Ce? Nu pot să spun, trebuie să fie un element de... surpriză! Ei, poate aia cu căderea părului chiar merge? Wow, te recunosc de pe casetă! Nu vine să cred, să mi se facă mie farsa mea? Dar de ce curezi birouri, omule? Ar trebui să fii la știtu, la Hollywood! Eu studiez pentru un film. Grozav, poți să joc și eu în el? Sigur, îmi voi pune impresarul în legătură cu al tău. Vom lua prânzul și... Ei, ce faci cu caseta aia? Trebuie să-i fac niște modificări. Oh, nu, n-o pot schimba. Nu înțelegi? Dacă nu iau caseta asta înapoi, voi fi un om mort. Și de asemenea nu vrem ca părinții lui să o vadă. Vrei să o termini odată cu părinții mei? Scuze. Ei! Danny, prinde! Am prins-o! Aici! Nu! Nota, vă rog! Ce-i cu gălăgia asta? Oh, domnule Hornbottom, este tragic. Caseta Andy Larkin, cel mai mare farsor din lume, a fost, știți, distrusă. Hei, liniștește-te! Am făcut mai multe copii. Oh, oh, oh.
arăți cam supărat. Nu cumva părinții tăi au văzut reclamă? Da, și nu au fost prea fericiți, dar nu de asta sunt deprimat. Și nu primești bicicleta, așa e? Nici nu se mai pune problema, dar nici de asta nu sunt deprimat. Bif încă te mai caută? Nu? Nu? Nu vine să cred. Ultima dată când l-am văzut era gata să ne crape capetele. De când a ajuns filmul meu la televiziune, Martin a devenit un star adevărat, credeți-mă. Și Bif se bucură de a fi bodyguardul celebrităților. Aaa, deci asta e. Ei, știi ce se spune? Să nu lucrezi cu animalele și copiii. Nu se poate, nu-i cinstit. Dintr-un motiv sau altul eu sunt luat de prost, iar Martin devine un erou. Las-o baltă, primește și tu partea bună a lucrurilor, măcar ești întreg. Dar după atâta muncă și Martin primește toată gloria. Nu știam că ai sânge spaniol. Nici n-am avut. Este așa de atractiv. Ei bine, acum știu care va fi noul meu proiect. Care? Să învăț spaniola.